Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc înturările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel care te proslăvește. Mai frumos de la versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Și mai frumos de la versetul 8. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic, nepieritor. Aleluia, amin! Luați loc, dragii mei! După un așa psalm, vine să spui amin și să mergem acasă. Cel care vorbește este Dumnezeu. Și bine ar fi ca prin toate predicile să vorbească Dumnezeu. Rog să pună pe ecran planșa pe care o am. Timpul nostru este scurt, mesajul nostru este puternic, solemn și este eficient pentru cei care au urechi de auzit să audă. Silviu, trebuie să fie ce așteptăm noi de la Dumnezeu. E tot un PowerPoint. Beni, dacă nu fuști tu, Beni m-a ajutat. Dragii mei, înainte să fie schița acestui frumos capitol din Isaia 55, evenimentul major pe care îl trăiește lumea zilele acestea sunt Jocurile Olimpice de la Paris. Jocurile Olimpice de la Paris sunt ocazia în care tineri și tinere din toată lumea, care s-au antrenat grozav de mult, care au făcut multe sacrificii ca să fie cei din tâi în jocurile de obște, cum spune Apostolul Pavel,
și sunt acum în forma maximă, vin să se întreagă și să vadă care este cel mai bun. Fiecare este acolo pentru el, în primul rând, dar în al doilea rând pentru țara pe care o reprezintă. De fiecare dată, jocurile încep cu o defilare a națiunilor sub drapelul fiecărei națiuni și se termină cu așa ceva. Sunt jocurile olimpice, în amintirea jocurilor istmice care erau în Grecia antică, despre care știa și Apostolul Pavel și la care face aluzie când vorbește despre cursa sau alegarea creștină. Știa și box știa. Mă lupt, dar nu ca unul care dă cu pumnul în vânt. Era o manifestare socială imposibil de ignorat. Așa este și la noi, așa este și în Franța. Și fiind Franța și fiind Paris, nu putea să nu se dea în spectacol într-un anumit fel. Președintele Franței a spus, nu președintele, cel care a pus la punct festivitatea de inaugurare, de deschidere, a spus despre jocurile acestea se vor vorbi și peste 100 de ani. Cu 100 de ani înainte a mai fost iar în Franța și el spune pentru deschiderea asta a Jocurilor Olimpice, pentru ce a făcut Franța acum, se va vorbi 100 de ani. Nu știu dacă se va vorbi peste 100 de ani, dacă nu cumva între timp va veni Domnul Iisus și le schimbă planurile cu 100 de ani. Ce știu însă este că se vorbește pe toată fața Pământului despre ce s-a întâmplat acolo. Psalmul 130 ne-a dus în atmosfera aceea de tenebre. Singurul lucru frumos în Psalmul 130 este spre final. Vestea pe care o primește străjerul că vin zorile. Te aștept ca străjerul, cum așteaptă străjerul zorii. Vestea bună din final este că Domnul va răscumpăra pe poporul său. Totul e bine când se sfârșește cu bine. Și în lumea lui Dumnezeu, toate biruințele răului sunt temporare. Cel care biruiește în final etern este binele, pentru că Dumnezeu este bun și pe El nu-L biruiește nimeni niciodată. El va avea ultimul cuvânt în bunătatea Lui. Amin? În lumea în care trăim noi, răul este tranzitoriu, este și în manifestările lui care sunt urâte, dar chiar și în cele frumoase, așa zise frumoase. Plăcerile pe care le oferă păcatul sunt numite plăceri de un secol, un mileniu, eternitate, nu? O zi, nu? O săptămână, nu? Plăcerile de o oră, nu? Plăcerile de un minut, nu? Biblia ne numește plăceri de o clipă. Avem de-a face cu un Dumnezeu care în Isaia 55 cheamă pe oameni de la falsitate la adevăr. Avem de-a face cu glasul ceresc al Creatorului care vrea să întoarcă creatura din mocirlă la lumină, din moarte la viață, din fals la adevăr. Și cine a studiat și a împărțit frumos cartea Isaia și capitolul 55 ne spune la cine cheamă Dumnezeu. Versetul 1 și 2 ne cheamă de la înlocuitor la realitate, de la lucruri false, de la imitații, la realitate. Ne cheamă de la moarte la viață. Versetele 3 și 4. Veniți la mine, luați aminte, veniți la mine, ascultați-i, sufletul vostru va trăi, căci voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Este o chemare de la vină, de la vinovăție, la iertare, 6 și 7. Căutați pe Domnul cât vreme se poate găsi, chemați-L pe Domnul cât este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. De la frică la certitudine, de la necunoscut la cunoscut. Versetele 8 la 11. Căci gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre.
Ale voastre sunt jos de tot. Ale mele sunt înalt de tot. Dacă ați ști voi ce planuri am eu cu voi. Și din pustiu în paradis, versetele 12-13, vă promit, spune Dumnezeu, într-o lume în care plăcerile păcatului sunt de o clipă și biruințele celui rău sunt tranzitorii, că final va fi totul foarte bine. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. Toți copacii din câmpie vor bate din palme. Aceasta este o manifestare care îi place lui Dumnezeu. Îi place când creatura îl laudă și de bucurie nu mai poate, își lovește un braț de celălalt, vor bate din palme. Pentru că, iată, în final, tot ceea ce este rău, mic și dureros va fi înlocuit cu ceea ce este înalt. În locul spinului, ce e un spin? Spinul îți face numai necazuri, mai ales dacă mergi desculț. În locul spinului se va înălța chiparosul. Stai mare de poți să stai la umbra lui, chiparosul. În locul mărăcinilor, ceea ce este o repetiție poetică a ceea ce a spus în prima afirmație, va crește mirtul. Stai, Daniel, că mirtul are aici o conotație religioasă. Mirtul este folosit pentru închinare, mirtul. Sunt rugăciuni, sunt lucruri care gâdilă nările lui Dumnezeu de bucurie când omul îl laudă de jos. Da, așa va fi. Și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor. Ce va fi un semn veșnic? Starea voastră, ce am să fac eu cu voi, cum veți zic voi înaintea mea, în mine și pentru mine. Ce gânduri înalte am eu cu privire la voi. Doamne, fii binecuvântat că ești așa de binevoitor față de noi. Amin? Despre jocurile acestea olimpice se va vorbi. A fost o semi-dramatizare pusă la cap de un bărbat care era în jur de 40 de ani, cunoscut și nu prea cunoscut în Franța, a regizat încă câteva spectacole anoste în multele săli de teatru care sunt la Paris. Și Comitetul Olimpic. Comitetul Olimpic înseamnă reprezentanții tuturor celor care pregătesc jocurile olimpice. Ei hotărăsc țara în care se vor desfășura jocurile și pe urmă stau de vorbă cu țara respectivă să știe care e programul și cam dacă pot, cum pot, au baze, n-au baze, dacă au bani, n-au bani și așa mai departe, au mijloace de transport și toate celelalte. Deci responsabil de ceea ce s-a întâmplat ieri nu este doar omul acesta în jur de 40 de ani, regizor anost, homosexual, cunoscut un activist homosexual în Europa, vina este a Comitetului Olimpic. Sau meritul este al Comitetului Olimpic. Vinovat într-o biserică nu este cel care spune o poezie. Vinovat este păstorul și comitetul care n-au vegheat ca cel care spune poezia să spună o poezie care merită să fie ținută în biserică. Așa că nu o să ne luptăm cu omul acesta, care ce-i în gușe și în căpuși, așa e viața lui și așa a făcut un spectacol în care arată ca un fel de secțiune prin istoria Franței și v-ați întâlnit acolo, dacă v-ați uitat, cu un palat, ferestrele sunt iluminate și la una dintre ele cineva cu capul unei femei în mână cântă cântarea, melodia, imnul care l-a cântat atunci când i-au tăiat capul lui Maria Antoaneta. Parte din istoria Franței. Ce căuta asta la Jocurile Olimpice? Macron a spus-o la sfârșit și a spus-o frumos. Eu și Comitetul Olimpic am făcut un program pentru toți cei care sunteți în lumea aceasta ca să știți cine suntem noi francezii. Fiecare țară care organizează are bucuria să-și publice ceva specific. Când a fost în Grecia, a fost dansuri grecești și așa mai departe, când a fost acolo, a fost așa. Am vrut să vedeți care este Franța și la începutul Jocurilor Olimpice să știți la cine ați venit. Femeie cu capul unei alte femei în mână,
Macron a zis, aceasta este Franța. Și a urmat apoi scena, două scene teribile pentru noi care suntem credincioși, o imitare a cinei de taină. Și probabil deja ați văzut imaginea aceea de sute de ori, la televizor și pe internet și în ziare, la radio n-ați văzut-o, dar s-a publicat peste tot. Milioane și milioane și milioane de oameni de pe toată fața Pământului, miliarde, că se pare că a fost peste un miliard de oameni care s-au uitat, și pe urmă aia care nu s-a uitat din cauza acestei scene care a fost reluată și au aflat și ei ceea ce n-au văzut, că nu s-au uitat, au văzut în locul Domnului Iisus o femeie grasă, teribil de grasă, nu grasă, teribil de grasă, cu semnul dragostei făcut așa din deget, la cap avea o aureolă ca o, un copil de Dumnezeu sfânt și cu raze de lumină. Și în dreapta și în stânga, în locul ucenicilor, erau tot felul de arătări, travestiți, homosexuali, lesbiene, oameni cu sexul în tranziție, fluid, doi bărbați care se salutau, se sărutau, pardon, pe gură acolo, dintre ucenicii care stăteau la cină, un alt ucenic care era o femeie, dar care avea barbă. Vreți să vă descriu mai mult? N-are rost, o să o vedeți dumneavoastră. Reacția a fost puternică și a fost imediat. Biserica din Franța a zis, asta nu e Franța. Asta este o minoritate din Franța. Președintele nostru ne-a insultat pe noi francezii. Asta nu e Franța. Dar cum a ajuns porcăria asta? Parte din spectacolul de inaugurare a Jocurilor Olimpice, patronat de Comitetul de Organizare Olimpice. Cum au aprobat oamenii aceștia care sunt mai mari ca Franța și mai mari ca regizorașul acesta, care a fost doar folosit, să dea o asemenea scenă, un asemenea mesaj lumii de astăzi? Pentru că în spatele celor care finanțează, reglementează și dau un mesaj la manifestări de acestea masiv mondiale, sunt cei din noua ordine mondială. Au făcut-o de câte au avut ocazia și nu este spectacolul acesta din Franța primul din Europa în care sunt demoni, sunt draci, este o religie anticristică care este acolo, care este acolo. Și Macron a zis, aceasta este Franța. Și Comitetul de Organizare a zis, nu, aceasta suntem noi, aceasta este lumea. Nu ne mai închinăm la Iisus Hristos și ne permitem să ne batem joc de Dumnezeu și Dumnezeu nu o să facă absolut nimic pentru că Dumnezeu este neputincios și în locul balivernelor pe care ne le-a transmis cineva ca din partea lui, noi vă dăm mesajul nostru social într-o religie a dragostei în care nu există excluși. Toți sunt egali, indiferent de apartenență la preferințele religioase sau de altă natură. La o scară mai mică, ce au făcut francezii astăzi, a făcut Israelul pe vremea lui Isaia. Și cei care sunt astăzi acolo sunt nu mai mult vinovați decât era Isaia-ul căruia îi vorbește Isaia. Când îl cheamă, Dumnezeu îi spune, te trimit la un popor care nu te va asculta. Urechi înfundate, ochi orbiți, eu îi orbesc și îi fac asurzi ca să nu primească mesajul tău, pentru că am hotărât să-i pedepsesc, să-i duc în Babilon, la disciplinare, la nuia. Nu ca să-i nimicesc, ci ca să-i curățesc. Și la un astfel de popor vine acest Isaia și în capitolul 55 spune, în ciuda faptului că sunteți așa cum sunteți, în ciuda faptului că veți trece printr-o pedeapsă pe care nici nu vă imaginați astăzi,
Dumnezeu are un mesaj pentru voi. Revenind la ceea ce am spus, de ce au ales să batjocorească dintre toate religiile care sunt în Franța, și sunt foarte multe religii, tocmai creștinismul? Cineva dintre creștini a spus, și-ar fi permis, ar fi avut curajul să facă lucrul acesta cu Mahomet și să-și bată joc de islam? Eu vă spun, spunea el și vă spun și eu astăzi, dacă era o scenă în care l-arăta pe Mahomet, care n-au voie să-l arate pentru că e interzis în islam, împreună cu nevestele lui, dintre care una avea numai 4 ani, dacă l-arăta pe Mahomet la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice, vă propun și vă promit eu că nu mai aveau loc niciun fel de Jocuri Olimpice. Sunt destui musulmani în Europa și mai ales în Franța ca... Da. Era război, era vărsare de sânge, erau martiri islamici. Nu mai era niciun joc. De ce s-au luat însă de creștinism și nu s-au luat de islam? De ce nu s-au luat de evrei? Ci nu s-au luat despre alte religii din India? De budiști? De ce tocmai de asta? Pentru că încă o dată s-a dovedit că în universul nostru și în lumea care ne trăim noi, lupta se dă între Dumnezeu și diavol, între minciună și adevăr. Și au atacat ceea ce există. Diavolul nu atacă propriile sale minciuni din celelalte religii. Și zice, stați liniștiți în celelalte religii. Stați foarte bine în celelalte religii, că împreună cu toate astea vă duc în iad împreună cu mine și mergem toți în iadul de foc. Diavolul se luptă doar cu adevărul. Doar cu Dumnezeu. Doar cu singura speranță pe care o pot avea locuitorii acestei planete condamnate să meargă la distrugerea prin foc. Și din cauza aceasta, francezii s-au dat iarăși în petic. Iarăși? De ce spui iarăși? Pentru că atunci când au răsturnat monarhia și au scos Franța de sub domnia evului mediu întunecat, cum spun ei, și au făcut din Franța un stat secular, au făcut un altar, au curățat toate bisericile, le-au închis și au făcut un altar purtat pe umeri de vlășgan, oameni foarte puternici, pe care era un tron și pe tronul acela era noul Dumnezeu secular al Franței, mesajul Franței, propunerea Franței pentru toată lumea. Pe tronul acela era o femeie care a fost numită Zeița Înțelepciunii. Intrăm în secolul rațiunei, va domni rațiunea, nu religia. Și pe tronul la care ne vom închina stă zeița aceasta a înțelepciunii. Ironia este că n-au găsit o femeie curată, ci era, au pus acolo pe cea mai cunoscută cocotă, ca să vorbesc în limbaj francezesc, prostituată din Paris. Și Franța n-a făcut zilele acestea decât să continue ceea ce au făcut cu iacobinii, când au dat religia și pe Dumnezeu deoparte și au așezat deasupra o cocotă, o femeie stricată. Aceasta s-a întâmplat în Franța și comentariul nostru în biserici astăzi este Isaia capitolul 55. Un Dumnezeu care continuă să strige, să strige. Ce e bine în ce s-a întâmplat ieri? Sau la sărbătorile acestea de deschidere? Ce e bine? Iată ce e bine. Pentru că și diavolul, fără să știe, trage la carul lui Dumnezeu.
parizienii, și noua ordine mondială, au făcut ca în toată lumea să se vorbească iarăși despre cina cea de taină. Parizienii, în nebunia lor înverșunată, n-au făcut altceva decât să-L readucă înaintea unei lumi indiferente pe Iisus Hristos, care stă la masă înainte ca să-și dea viața pentru toată lumea. Așa o publicitate de miliarde și miliarde de dolari și de euro nicio biserică nu putea să facă. Și oamenii de pe toată fața pământului spun, a fost un fals, a fost o imitație, a fost o pervertire. La ce a fost pervertire? Și cu ocazia aceasta Dumnezeu le aduce aminte oamenilor de adevărul acesta care stă ca un monument etern în fața umanității. Este unul din cele mai mari din istoria omenirii. În loc să se uite la cei care aruncă cu surița, în loc să vorbească de cei care înoată cel mai repede, în loc să vorbească de cel care rezistă la maraton, lumea întreagă, ziare, televiziuni, biserici adormite care se trezesc, biserici formale care uitaseră să aibă un mesaj public, trebuie să se ridice astăzi și să vorbească lumii despre cina cea de taină, despre Domnul Iisus, care a spus, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Acesta este sângele meu care se varsă pentru iertarea păcatelor. Este încă o variantă acestui psalm. Și vrând să-l bagiocorească, oamenii l-au readus în piața publică. Slăvit să fie Dumnezeul nostru că El are ultimul cuvânt. Slăvit să fie că și toată răutatea noastră poate fi folosită de înțelepciunea Lui pentru un bine superior. De fapt, nu este un secret, v-am mai spus de la învonul acesta, că cei mai mari evangheliști ai Lui Dumnezeu nu sunt predicatorii care închiriază stadioane și la care vin 10, 20, 40, 80 de mii de oameni. Cei mai mari evangheliști ai Lui Dumnezeu sunt fotbaliștii aceștia celebri care după ce dau gol, arată cu degetul pe sus pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Într-o generație care va merge în Babilon, într-o generație în care niciunul nu are nicio speranță, ăștia vor pieri 70 de ani, Babilon, prum, praf să fac toți ăștia. Dumnezeu vorbește și vorbește cu ei în virtutea planului care îl are dincolo de pedeapsă, dincolo de răutatea lor. Am un viitor care am pregătit pentru voi. Am un viitor pe care l-am pregătit pentru voi. Dar Doamne, dar nu merită! Și Dumnezeu zice, de aceea am vorbit undeva în capitolul acesta că merită? Nu ei merită. Eu am decis în harul și în bunătatea și în iubirea mea. Acesta este programul meu cu omenirea. Unde este acum pustiu, se va transforma într-o grădină, într-un paradis. Mare e Dumnezeul nostru! Dincolo de toate zbaterile celor răi și a diavolului care îi face lui Dumnezeu necaz, Dumnezeu zice, ce-mi pasă ca apostolul Pavel? Fie dintr-un motiv sau altul, Hristos este propovăduit. Eu m-am bucurat și mă voi bucura, spune apostolul Pavel. Să fie Daniel Brânzei de altă părere? Nu, faceți de-astea câte vreți. Dar țineți-L pe Iisus Hristos și Evanghelia înaintea oamenilor. Faceți-o din duc de ceartă. Faceți-o din ce motivație vreți voi. Dar țineți cina cea de taină și crucea înaintea omenirii, pentru că este singurul mesaj care merită să fie ascultat, pentru că este singurul mesaj care îți dă speranță. Binecuvântat să fie Dumnezeu că avem parte de biruința Lui. Ieri n-a fost o înfrângere a bisericii, a fost o trezire a bisericii și a fost o ocazie ca biserica să spună asta este o imitație, o înlocuire. Veniți la realitate, la Dumnezeul cel adevărat. Amin? Ne ridicăm și ne rugăm. Dumnezeul nostru spunea fratele Marcu Nichifor, nu joacă la meci nul. El însuși, care nu era prea sportiv, dar știa că toți sunt fascinați de fotbal,
Când diavolul atacă, Dumnezeu nu face meci egal. Dumnezeu bate, Dumnezeu câștigă, Dumnezeu biruiește. N-are meci nul cu nimeni. Cei care cred că îi se pot împotrivi vor ajunge în focul cel veșnic. Și Dumnezeu îi plânge încă de astăzi și îi vrea să se întoarcă la El. Haideți să ne rugăm ca și ocazia aceasta și predicile din biserici care s-au rostit astăzi și curiozitatea stârnită a oamenilor care altfel nu s-ar fi gândit la cina cea de taină să fie folosite de Dumnezeu pentru a aduce mântuirea la cei care sunt destinați să moștenească viața veșnică. Amin? Fiecare se roagă pentru el. Fiecare spuneți Domnului că în războiul acesta vreți biruința și credeți în Isaia 55. Credeți că Dumnezeu are gânduri înalte, înalte. Că El trece peste mărăcini și peste spini. N-avem cum să-i facem rău. El însă vrea să ne facă bine.